În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În ziua de pomenire și de prăznuire a Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic, lucrurile sunt atât de bine așezate unele lângă altele, încât trebuie să luăm aminte la modul în care trebuie să viețuim. Ținta noastră a creștinilor este să trăim frumos. Dar ce înseamnă să trăim frumos? Și știți că eu, după poziția de duhovnic pe care o am, văd în oameni numai partea bună. Atunci când cineva îmi spune că și el cunoaște pe un fiu de-al meu duhovnicesc, și știți că de cele mai multe ori am nevoie de multe argumente să-i fac și pe ceilalți să-l vadă pe respectivul fiu duhovnicesc la fel de bine cum îl văd eu. Bănuiesc că o parte din argumentația mea este valabilă și încet să îi acopăr multe din ceea ce vede celălalt, dar nu de puține ori sunt în situația de a îmi da seama că omul nu este pregătit să trăiască frumos decât numai în fața unora. Din păcate însă, acest lucru ne trage în jos. De ce să ne purtăm frumos cu unii și să ne purtăm urât cu alții? Uite ce ne învață Sfântul Arhidiacon Ștefan. De unde este puterea de a trăi frumos? Este dată din trăirea cu care ne apropiem de noi înșine și de Dumnezeu. Ca o cauzalitate a trăirii frumoase în viața Sfântului Arhidiacon Ștefan, mai ales la sfârșitul ei, putem să ne dăm seama de un anumit lucru. A avut curajul să mărturisească pe Hristos înaintea poporului. Și începuseră cărturarii și fariseii să cam șoptească pe la colțul și pe la gard, vedeți că este unul care vorbește urât despre Dumnezeul nostru și își bate joc de Moise și de Avraam. Și l-au chemat în adunare și l-au întrebat: despre tine am auzit că spui despre Dumnezeul nostru și despre Moise și despre Avraam câte ceva. Zi-ne în față, acum. Și el a început și le-a explicat despre istoria propriului popor, din care făceau parte și cei care îl acuzau, dar și el însuși. Și le-a spus cum Avraam a venit din Urul Caldeii, cum l-a chemat Dumnezeu și, neavând urmași, a rămas mai departe poporului pământul făgăduinței, decât că a venit Hristos și a dat și celorlalte popoare dreptul de a se numi fiii lui Dumnezeu. Și bineînțeles că în acel moment au considerat sinedriștii că au auzit destule blasfemii și au rupt hainele, așa cum era obiceiul, și l-au scos afară și au început să arunce cu pietre și l-au ucis cu pietre conform obiceiului zilei. Acum să nu credeți că era vorba de vreo barbarie. Probabil că peste câteva sute de ani și despre noi se va spune că dacă te ia duba este o barbarie. Era duba lor în vremea aceea. Sentința lor de atunci era uciderea cu pietre. Nu putem să comentăm mai mult pentru că nici măcar nu știm care este atitudinea unui om. Să fie așa de înverșunat încât să dai cu pietre într-un om viu, mi se pare mie cel puțin ciudat, dar probabil că încă mai sunt zone în lume în care se mai folosește lucrul acesta. Ei, dar să revenim la pietrele noastre. Atunci când Sfântul Apostol, Sfântul Arhidiacon Ștefan era ucis cu pietre pentru faptul că una dintre exprimările lui a fost: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu, în acel moment mai rău ia încrâncenat pe cei care le dau cu pietre și l-au omorât. Dar până să-l omoare, el a apucat să se roage lui Dumnezeu, zicând: Doamne, nu le socoti lor
păcatul acesta. Cauza pentru care Sfântul Arhidiacon Ștefan a putut să gândească atât de frumos chiar despre cei care făceau atât de mult rău, este un efect al faptului că el văzuse cerurile deschise. Înseamnă că noi trebuie să o luăm invers. Vrem să ajungem să trăim frumos, adică să ajungem până acolo încât să ne iertăm pe vrășmași, înseamnă că trebuie să avem o relație cu Dumnezeu mult mai profundă decât o avem până acum. Să putem să ne uităm în sus, să vedem cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Asta ce înseamnă? În primul rând să fim foarte bine lămuriți vis-a-vis de credință, pentru că nu poți să vezi ceva în care nu crezi, nu poți să vizualizezi ceva în care nu ai siguranță. Eu mi-aduc aminte că aveam colegi la școală și atunci când la geometrie aveau o problemă, aveam cu toții probleme, dar ei le rezolvau și noi după aia mai copiam după ei. Aveau acești colegi posibilitatea asta a minții, încât începeau să învârtă oarecum prisma sau figura geometrică și știau să o așeze într-un fel încât să le fie mai ușor să calculeze ceea ce aveau de calculat. E cam așa ceva aș vedea eu despre credința noastră. De ce? În primul rând, acei colegi de-ai mei, în terminologia lui Constantin Noica, aveau organ pentru matematică, ceea ce noi n-aveam. Și dacă aveau organ, știau să vadă și dincolo, credeau foarte mult în posibilitatea minții de a roti lucrurile astfel încât ele să vadă bine. E, noi, în calitate de creștini, dacă avem organul acesta al credinței, trebuie să rotim așa de mult cerul încât să-i găsim spațialitatea prin care să se vadă Dumnezeu, pentru că există. În momentul în care am rotit așa de mult cerul în mintea noastră, l-am așezat și l-am creionat prin metanii, prin acatiste, prin venirea la biserică, prin gânduri frumoase, cu siguranță că ne va da Dumnezeu bucuria să vedem cerurile deschise. În momentul acela reprezintă cauza pentru care începem să trăim frumos. Ce înseamnă să trăim frumos? Înseamnă să ne iubim vrășmașii, dar nu așa să iubim: mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acesta. Asta în niciun caz. Nu trebuie să categorisim lucrurile. Ci pur și simplu să depășim judecata și întrebarea: dar de ce, Doamne, îl lași pe ăsta să mă judece în felul ăsta? De ce, Doamne, îl lași pe ăsta să-mi facă rău? În momentul în care pui această întrebare, cerurile s-au închis. Nu mai vezi nimic. Dacă vrei să vezi cerurile în continuare deschise, cu siguranță că trebuie să treci la pasul următor, să te închini și să spui: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Haideți să nu vorbim despre teorii, să vorbim despre practică. Noi credem că martirajul, început chiar cu Sfântul Arhidiacon Ștefan, este așa un lucru care ținea de secolele primare ale istoriei bisericii sau ținea de vremuri de mult apuse. Nu. Chiar și astăzi sunt oameni martirizați, într-un fel sau într-altul. V-am zis că nu se mai practică acum lovirea cu pietre, se practică duba, se practică DNA-ul și mai departe. Hai să vedem ce atitudine trebuie să avem. Să fugim din fața lor? Nici de cum. Să ce? Să nu mai judecăm sistemul după care suntem judecați. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne apere de un sistem, trebuie să ne creăm noi în capul nostru un alt sistem de referință. Ce l-a ajutat pe Sfântul Arhidiacon Ștefan să depășească loviturile acelea cu pietre și mai ales hotărârea pe care Sinedriul o dăduse ca el să fie ucis cu pietre și el să vadă cerurile deschise? Tocmai că s-a raportat la Dumnezeu, la sistemul legăturii lui sincere cu Dumnezeu, și atunci nu s-a mai raportat la sistemul care îl condamnase deja.
înseamnă că lucrurile acestea sunt posibile și pentru noi. Dacă noi, atunci când suntem prinși la colț, începem să arătăm cu degetul, da, dar uite că și cu tare, sau da, dar uite că sistemul n-a văzut și pe alea și pe alealte, sau uite, Doamne, vezi că pentru un mărunțiș care l-a găsit la mine, pățesc ce pățesc, iar pe ăla care nu știu ce a făcut și acum a plecat și nu mai știe nimeni de el și nimeni nu mai de socoteală pe unde se află, ăla, de ce primește alt tratament și eu pe ăsta? Înseamnă că n-am ajuns la a ierta sincer sistemul. Singura eliberare de sistem este ignorarea lui. Ignorarea însă se face prin iertare, nu prin anulare. Sistemul nu poate să fie anulat, să nu fim așa de naivi, ci sistemul poate să fie numai în mintea noastră ignorat și putem să depășim dacă îl înlocuim. Dacă cineva în sinceritatea lui ar înlocui mersul pe pământ cu mersul pe apă, în măsura în care ar fi atât de credincios că lucrul acesta trebuie să-l facă, cu siguranță că l-ar face. Sistemul nostru de funcționare se poate modifica numai dacă îl înlocuim cu altceva. Dacă noi ne putem angrena într-un sistem de credință, am zis sistem pentru că e un termen tehnic și vreau să nu depășim nici posibilitatea noastră de înțelegere. Dacă am putea să înlocuim, cum am zis, justiția cu dreptatea, am zis eu mai de mult și s-au supărat mulți avocați, da, îi lasă să supere pe mine, că au și dreptul. Eu fac parte din un alt sistem. Dacă însă am fi atenți să nu mai avem pretenții justițiare de la sistemul în care trăim, ci să avem pretenții de dreptate de la Dumnezeu, cu siguranță că lucrurile s-ar rezolva. Pe cum s-ar rezolva? În primul rând, cel credincios, cu siguranță, și știu ce mi-atrag acum, nu va ajunge nici în fața justiției. Pentru că frica de Dumnezeu este mai mare decât frica de legi și frica de martiraj. Martirajul trebuie să existe. Dar noi acum, cu slăbiciunile omenești, ori vrem să amânăm anumite palme pe care știm că le merităm de la Dumnezeu, ori vrem să fie măcar mâna care ne dă palma să fie într-o mănușă de catifea ca să primim mai încet, ori poate ne uită până la urmă. Nu. Martirajul, să știți că nu înseamnă neapărat să ieși în stradă să zici, da, hai, dați cu pietre. Nu. Acest gen de martiraj n-a fost niciodată îngăduit de biserică. Și când erau în primele veacuri creștine, creștinii aruncați la fiare în circuri, nu era îngăduit de biserică să te duci tu în fața împăratului să zici, știi ce, și eu sunt creștin. Nu. Numai dacă te găsea. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat așa, altfel adică, vă imaginați că nu prea mai erau prea mulți creștini să ducă mai departe ceea ce a ajuns și până la noi. Deci martirajul, 1, nu trebuie să fie gratuit, 2, nu trebuie să fie judecat și 3, trebuie să fie primit în dimensiunea în care suntem noi credincioși. Pentru că dacă Sfântul Arhidiacon Ștefan ar fi vrut să scape de pietre, s-ar fi rugat, Doamne, ajută-mi să nu mă atingă nicio piatră. Și credeți că lui Dumnezeu nu i-ar fi fost foarte simplu să facă lucrul acesta? Îmi aduc aminte că îmi povestea bunicul meu din timpul celui de-al doilea război mondial că era în linia întâi pe front. Și la un moment dat toți aveau, într-un moment de relaxare totuși, aveau muniția și armamentul cu ei și comandantul vede pe muchia dealului un câine. Fiți atenți, încărcați, foc de voie, au tras jumătate de oră în acela, în câinele acelea, și câinele a plecat mai departe. Și a spus, uitați, ăsta este războiul. Toți am tras în el, da,
dacă a avut zile a plecat. Va ajunge acasă, zice, dintre noi, numai cel care i-a așteptat acasă și știe Dumnezeu că trebuie să ajungă. De ce v-am spus lucrurile acestea? Ca să vă întăresc faptul că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și ne împlinește ce rugăciuni facem noi. Dacă Sfântul Arhidiacon Ștefan ar fi cerut să nu îl atingă nicio piatră, eu aici sunt ca mărturie, eu așa cred, că nu ar fi atins nicio piatră. Dar el ce s-a rugat? Nu le s-o cuti, Doamne, păcatul acesta. Atunci, haideți să vedem ce facem. Ce facem cu martirajul secolului nostru? Ce facem cu DNA-ul, cu fiscul, cu una cu alta? Asta e problema noastră. Nu trebuie să ne aruncăm acum să vorbim niște principii pe care să le uităm până mâine. Nu. Trebuie să vedem ce facem. Păi ce vrem cu adevărat de la viață? Să mă prindă azi, mâine, poimâine? Să mă prindă când voi avea o vârstă la care să-mi fie rușine, să-mi recunosc după aia toate greșelile? Sau să mă rog la Dumnezeu să mă schimb eu în bine, astfel încât să nu mai am probleme cu niciun sistem, nici cu unii, nici cu alții? Eu cred că modul de viață frumos pe care biserica îl propune omului credincios este tocmai acesta. De a trece de la o viață măruntă, de la niște lucruri care nu îi fac cinste, la lucruri adevărate. Haideți, măi copii, să trăim adevărat. Haideți să nu mai stăm cu frica, exact cum zicea Sfântul Apostol Pavel, zice, frica morții îi ținea în robie toată viața. Păi dacă stai cu frica morții toată viața, ești un rob. Libertatea nu ți-o dă decât adevărul. Nu zice Mântuitorul că adevărul vă va face liberi. Dacă este adevărat că sunt un ticălos, decât să alerg toată viața, să fiu un fugar și tot timpul să am reflexul de a mă uita înapoi să văd dacă m-a ajuns, să zicem, brațul legii sau altceva, nu ar fi mai frumos să mă opresc și să zic, da, Doamne, hai să vedem ce este, care e datoria mea, merg mai departe, iartă-i, dar nu iartă-i că nu știu ce fac, iartă-i lor păcatul acesta. Deci era clar că Sfântul Arhidiacon Ștefan nu ne învață niște teorii. Noi trebuie să învățăm lucruri practice de la sărbătoarea de astăzi. De aceea eu mă rog sincer Sfântului Arhidiacon Ștefan să ne dea minte, înțelepciune, dar mai ales trăire. Sfântul Arhidiacon Ștefan, să știți că după cum a încheiat viața aceasta, putem să-i cunoaștem viața lui adevărată. Toată viața lui s-a gândit să aibă o relație frumoasă cu Dumnezeu, până când Dumnezeu a dat cortina la o parte și i-a îngăduit să vadă cerurile deschise. Scopul vieții Sfântului Arhidiacon Ștefan nu era să scape de justiția omenească, era să întâlnească pe Dumnezeu. Și a dat mărturie că Dumnezeu există și este vizibil, nu este invizibil. Iubiți credincioși, haideți măcar astăzi să ne întoarceți pe casele noastre cu gândul de a trăi frumos, pentru că Sfântul Arhidiacon Ștefan cu siguranță că ne dă putere să o facem. Ne dă putere de a da mărturie despre Dumnezeu. Vă imaginați cât de frumos ar fi ca de mâine încolo să povestim celorlalți cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu sau să ne dea argumente să spunem ce am văzut ridicându-ne ochii spre cer când facem o rugăciune. Asta este adevărata mărturie. Nu în cărți, nu în lucruri pe care să le scriem frumos ca sistem să le învețe alții. Eu m-am legat în fața dumneavoastră de Crăciun și am spus 3 zile armistițiu. Nu mai scot lanterna la cei care sunt în fața casei și după care trebuie să adun foarte multe gunoaie a doua zi. Să știți că mi-am asumat că ispita va fi mare și chiar aseară, când era a doua seară, acum vă imaginați ce mă așteaptă în seara asta, când e a treia, mi-am dat seama că dacă mai număr zilele, Dumnezeu o să mi le lungească mai mult. Și atunci am renunțat să zic, hai că e a doua seară, că urmează a treia. Erau într-adevăr 2 mașini pornite. Acum nu știu dacă
nu aveau tobă mașinile, sau dacă aveau unele tunate ca să scoată niște zgomote adevărate, și mă gândeam să mă duc să-i rog frumos, măcar să oprească motoarele. Știu că dacă opresc motoarele nu mai fac căldură și trebuie să plece în 5 minute, oricât ar fi de, la minus 3 grade, cu siguranță plecau. Da? Zic, Doamne, încă trebuie să mă țin de cuvânt, mai bine mă duc, pun pătura în cap, văd eu ce fac, dar o să scap de el. Mai aveam de făcut curat în casă, să duc gunoi, nu știu ce, și totuși mă gândeam, zic, Doamne, poate totuși, că sunt cam țigan în rugăciunile astea, zic, Doamne, poate totuși mă scap într-un fel. Nu știu cum, nu scot o lanternă, nu intervin eu, decât așa, dacă se poate. Măi copii, când m-am dus cu a doua tranșă de gunoi, deja plecaseră. Dar în 5 minute au venit alții. Au venit alții care probabil că aveau la muzică ceva de-a lui Michael Jackson, adică în sensul că nu se vedea nimic, era fum și când au deschis geamurile a ieșit așa un fum cum iese pe scenă când face câte un concert de ăsta de rock. Și zic, hei, tată, nu mai cer nimic, Doamne, zic, dacă mi-l iei și pe ăsta, eu te rog altceva, să nu mai trimiți alții. Dacă nu vrei, lasă-i aici pe ăștia. Mi-asum. Măi, să știți că n-au stat decât vreo 3 minute. Nu știu ce eu fi deranjat, dar nu m-am arătat, să știți. N-am scos lanterna, nu nimic. Și mă gândeam cu ce bucurie pot să vă dau și o mărturie, una măruntă. Acum vă imaginați că nu se compară mărturia Sfântului Arhidiacon Ștefan ce vă spun eu acum. Dar eu vă spun la nivelul ăsta ca să știți că se poate. Eu mă bucur cu nivelul ăsta pe care l-am. Că vă pot spune că Dumnezeu, într-o relație foarte frumoasă cu mine, pe care ani de zile am cultivat-o, așa cred eu. Bine că dacă i-aș spune unui necredincios ce aia s-a întâmplat, părinte, să fie la ei. Dar pentru mine, chiar dacă s-a întâmplat, are o valoare excepțională. Că eu așa cred, că Dumnezeu m-a ascultat. Și să știți că până dimineață n-a mai venit nimeni. Sunt dator ca peste 2 săptămâni să vă spun ce s-a întâmplat și astăzi, care e a treia zi, așa mi-am promis. Am promis să nu fac nimic. E posibil ca dacă îmi îmbunătățesc eu gândurile, dacă nu mai pornesc așa cu patimă asupra lor, cred că Dumnezeu îmi va rândui să dispară și această neputință. Și când ajung în dreptul străzii noastre, să zic că hai mai încolo la cealaltă, că nu e mare lucru, nu e singura stradă din Constanța unde poți să fumezi sau unde poți să ambalezi mașina. Eu rămân însă cu credința că Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic, care a fost în stare nu numai să nu-i judece, ci să se roage pentru dușmanii lui, să-i lumineze mintea tuturor, astfel încât măcar de astăzi înainte să ne schimbăm viața. Pentru că viața noastră este un efect a ceea ce gândim și un efect al relației sincere pe care o avem cu Dumnezeu și cu noi înșine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca marele praznic de astăzi și al Crăciunului și al răzmiriei Sfântului Arhidiacon Ștefan I-ul Mucenic să ne lumineze mintea, inima, gândirea, că de fapt martirajul este numai pentru cei care îl văd. Noi, să ne dea Dumnezeu puterea să nu-l vedem, pentru că dincolo de martiraj sau de alte relații există bucuria de a trăi frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.